și Doberman negru. Așa cum v-am spus, este o grupă eterogenă și grupa a doua, câini cu diferite utilități. Avem aici schnauzerul pitic, dar avem aici și ciobănescul de Asia Centrală. Iată ce diferență. Schnauzerul uriaș și schnauzerul pitic descind din rasa schnauzer mijlociu, aceasta a fost rasa originală. Câinii păsiți în Germania, în regiunea Thüringer-Apolda, câinii care iubesc apropierea de cai, erau foarte mult utilizați ca însoțitor la atelajele de cai și foarte mult folosit de poliția din Republica Democrată Germană, perioada comunistă. Aceștia erau foarte mult folosiți de poliția est-germană, dar niște excelenți câini de serviciu. Boxerul german, rasă inconfundabilă. Mai multe rase stau la fixarea acestui frumos câine, de creație germană de asemenea, din Bavaria mai exact, Crimeau Club a fost fondat la München. Bullenbeißerul fiind una dintre rasele dispărute astăzi care au stat la baza fondării acestei rase. Așa cum vă spuneam despre schnauzer mai devreme, schnauzerul pitic în varietatea neagră, există patru varietăți de culoare și la schnauzer pitic: negru, sare cu piper, negru argintiu și alb. Și acesta descinde tot din schnauzerul mijlociu, Mittel Schnauzer sau schnauzer, doar schnauzer. Domnul arbitru internațional Denis Kuzeli a stabilit clasamentul și ne anunță decizia. Third place, locul 3. Riesenschnauzer, locul al treilea, third place. Second place, rezerve sau grup. Locul al doilea, rezervă best of group, Srednia Asianska Avciarka, ciobănescul de Asia Centrală. Și câștigătorul grupei best of group, Sver Schnauzer, best of group astăzi la expoziția internațională Ploiești, 15 iulie 2023. Țineți câinele bine, să nu se întâmple ceva, e temperamental, așa cum v-am spus, grupa a doua. Înainte se mai numea și grupa câinilor de pază și apărare.